Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este marcată anual la 4 februarie. Inițiativa are drept scop sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică și promovarea celor mai noi și eficiente metode de a combate această boală. Totodată, această zi reprezintă un prilej de a milita pentru accesul egal al tuturor pacienților la cele mai bune terapii și cele mai noi terapii împotriva bolii, cu scopul sporirii gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică. Și la noi, Republica Moldova, pe 4 februarie, a fost marcată această zi. Și ca scop s-a pus în primul rând ca să fie mai întâi de toate axată toată lumea, și medicii, și societatea civilă, și omul de rând, asupra prevenirii, asupra profilaxiei acestei boli, pentru că statisticile sunt totuși dure și o cifră precum ar fi 81.000 de îmbolnăviri de cancer într-un singur an ne înspăimântă. De ce mi-am propus în această perioadă, în luna februarie, în toată luna se vor organiza acțiuni pe tot teritoriul Republicii Moldova și noi la Accent TV să discutăm despre această temă. Invitații din această seară sunt Sergiu Brenișter, doctor în medicină, conferențiar, Catedra Oncologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițeanu. Bună seara! Bună seara! Și Veronica Calancea, psiholog, Spitalul Republican, da? Din Republica Moldova. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit la noi! Spuneți-mi, domnul Brenișter, aceste cifre, care totuși până la urmă sunt destul de înspăimântătoare pentru un om simplu care se gândește că la noi, Republica Moldova, nu suntem așa de mulți și să avem o cifră de 81.000 sau 3.600 de decese din cauza cancerului, la ce etapă s-a ajuns pentru ca să avem pe locul 2 oamenii această maladie decedează după bolile cardiovasculare? Ce se întâmplă și niște cifre de la Spitalul Institutul de Oncologic? Deci, mulțumesc, doamnă, mulțumesc, prieteni. Vreau să spun în felul următor. Cancerul este o problemă mondială. Asta nu este o problemă numai a Republicii Moldova. Uh-huh. Factorii de creștere a cancerului are o valoare de creștere mondială. În anii 30 a secolului acesta se așteaptă ca cancerul să devină pe prim plan după mortalitate, fiind mai presus decât bolile cardiovasculare. Acestea sunt datele statistice internaționale, uh-huh, care pot fi. La moment, întrebarea noastră a fost privind ce se face, se fac mai multe elemente de screeninguri, uh-huh, se face screeningul cancerului glandei mamare, screeningul cancerului colorectal, aceste elemente sunt introduse și utilizate în Republica Moldova, uh-huh, și dau anumite efecte, sunt depistate în ariile și regioane respective unde se folosesc, se depistează cancerul la o stadie mai precoce și se dă pacientului o șansă pentru a face un tratament adecvat și la timp. Dar totuși, până la urmă, cu părere de rău, continuă statistica tristă și majoritatea afecțiunilor oncologice sunt depistate la termeni tardivi, din câte îmi dau eu seama. Aici aveți puțină dreptate. Da, se depistează la termeni tardivi, însă problema este între cei ca fiecare să-și dea seama că aceasta este o boală, nu care doctorul este vinovat în ea, uh-huh, dar pacientul trebuie și persoana care n-ar fi, trebuie să aibă singură grijă de sănătatea sa. Dacă apar unele probleme, să se adreseze la medic, să nu aștepte poate a trece. Uh-huh. Una. A doilea moment, un element important este atitudinea personală față de sine însuși. Da. Și dacă sunt recomandate anumite investigații de către medicul de familie, să nu fie tergiversate, dar să fie efectuate la timp. Că colectarea informației respective ar da un ajutor privind direcționarea investigațiilor ulterioare, care ar putea depista patologia oncologică mai precoce, adică mai devreme.
Cei ce ați spus dumneavoastră că e problemă mondială, aveți dreptate. Chiar s-au făcut niște prognoze că în următorii 10 ani, la nivel mondial, se estimează că decesele cauzate de cancer vor crește până la 14 milioane. Adevărat. Dar dacă noi revenim la teritoriul Republicii Moldova, care sunt totuși factorii de risc sau momentele, una am depistat-o, că este atitudinea față de sine, dar alte momente la care ar trebui omul să fie atent ca să nu ajungă în stadiile acestea tardive, grele de tratat. Orice patologie oncologic are un anumit factor de risc. De exemplu, să luăm același fumat, care este conform legii, s-au pus anumite probleme în privința fumatului, este foarte corect, ar fi foarte bine. La 2000 de substanțe cancerigene sunt în țigara de tutun care o fumează. Și persoana care fumează, nu numai de își face daună personal, dar face și o daună celor care îl înconjoară, creând posibilitatea efectuării fumatului pasiv, care poate să ducă nu obligatoriu lui să dezvolte un cancer, dar poate datorită ceea ce fumează, sunt persoane la care sunt anumite schimbări genetice, care nu sunt definitivate la moment în cazul fiecărei boli oncologice care sunt, care poate să ducă la dezvoltarea cancerului la persoanele care sunt în jur, nu numai decât la dânsul, dar poate fi și la cei de alături. Și atunci apare întrebarea, de ce? Eu n-am făcut nimic. Nu este chiar așa. A fumat și a cauzat ajutor la ceilalți să se îmbolnăvească. Am înțeles. Fumatul, încă ce factori mai contribuie la îmbolnăvirile de diferite tipuri? Că o să vorbim acum și câte tipuri de cancer sunt, că sunt mai multe, da? Sunt mai multe. Fumatul este nu numai în cazul cancerului pulmonar, la care eu mai des mă ocup, dar și în cazul altor cancere, acele 2000 de substanțe pot fi localizate în diferite locuri ale organismului care pot să creeze favorizarea dezvoltării cancerului ulterior. Același consum de alcool împreună cu fumatul pot să ducă ridicarea nivelului de șanse de a se îmbolnăvi de către cancer. Consumul de alcool aveți în vedere în exces, pentru că până abuziv. La urmă tot medicii ne spun că un pahar de vin pe zi este benefic pentru sănătate. Aici aveți dreptate. Au fost efectuate studii în Germania care au spus în felul următor. La 100 ml, nu un pahar de vin, la 100 ml de vin numai roșu, poate să ducă la micșorarea șansei de a face un cancer. Până la 20-30% se micșorează și șansa. Și înțeleg un vin de calitate bună. Vin de calitate bună. În cazul aceluiași vin, fie și de calitate bună, dar utilizând 200 ml, chiar și mai mult, șansele de a face un cancer crește îndoit. Deci asta trebuie subliniem, acest aspect trebuie de luat în seamă. Mai departe, alcoolul. Alimentația incorrectă. Ce înseamnă alimentație incorrectă în timpurile noastre, când tot în jur este practic necalitativ? Iată, mie chiar mi-e interesant. Utilizarea acelorași uleiuri care sunt prăjite de mai multe ori, prăjitul în același ulei de mai multe ori face șansa de a face așa numitele hidrocarburi policiclice, care sunt cancerigeni obligatorii, a crește de 2-4 ori. Dacă de dorit, nu de folosit uleiurile în alimentare, ori repetat, nu a repeta utilizarea lor, repetată, mai bine o singură dată. Asta ceea ce putem face acasă, da, că știm. Asta este dar normal. Ceea ce se întâmplă în toate cafenelele și în toate instituțiile astea de care pregătesc. Nu putem ști. Păi aici tot este un aspect. Majoritatea oamenilor acum se alimentează nu acasă, nu în bucătăria sa. Deci trebuie să întrebăm ce să facem acolo, în câte tipuri, de câte ori ați prăjit în ulei. Nu cred să vă spună cineva dreptate. Nu o să ne spună niciodată, am înțeles. Mai departe, uleiul prăjit doar o singură dată, într-o singură... Utilizarea plantelor care n-au fost tratate cu pesticide repetat. Pesticidele și nitrozaminele care se utilizează în agricultură, care au fost utilizate de mai multe ori, pot duce totuși la ridicarea diferitor nivele ale formării cancerilor, care pot să crească nivelul așa numitor elemente mutagene în diferite locusuri ale tractului digestiv, cu formarea ulterioară de cancer. Domnul Brenșter, aici vreau să vă întristez, pentru că eu vreo un an în urmă am participat într-o acțiune de verificare a pesticidelor din legume și fructe și la noi sunt foarte multe fructe și legume, din păcate, îmi pare rău să spun asta, a producătorilor autohtoni, care depășesc norma admisibilă. Aici
De ce nu se lucrează, dacă este un factor de risc, de ce nu începem, iată, să prevenim acest lucru, dacă avem atâtea pesticide în jurul nostru? Ar fi bine de lucrat în această direcție, dacă ar fi posibil. Dacă ar fi posibil. Mai departe? Al doilea moment, alte momente care ar fi importante în această direcție ar fi și familiile în care au fost prezente diferite forme de cancer. Uh-huh. Ca cei care au avut în familia lor, fie cancer pulmonar, fie cancer gastric, au avut rude, fie de prima generație, adică mama, tata, uh-huh, sau de a doua generație, frații, surori, ar fi foarte bine ca ei să se adreseze la medic și să se controleze personal, ca să, fiind în aceste familii, a cunoaște, în cazul diferitor canceri, cancer gastric, să facă singur gastroscopie, că știu că este la dânșă familie, în așa flagel. În cazul cancerului pulmonar, să facă examen radiologic a plămânilor. În cazul altor canceri, să adreseze la medicii respectivi pentru a direcționa investigațiile pentru a soluționa problema în cauză. În cazul cancerul glandei mamare, adresarea la mamolog și în alte direcții. Deci o atenție sporită în familiile unde s-a întâmplat să fie problema canceroasă. Problema canceroasă. Dar acum îmi pun întrebare, de ce pe timpuri nu era atât de, sau nu era depistat, sau de ce bunei, străbunei noștri nu aveau această diagnoză atât de des întâlnită? A spune corect, acum, conform ultimilor studii, dacă în condițiile în care noi trăim, dacă am trăit mai mult, fiecare din noi ar putea face un cancer la sfârșitul vieții, diferit originii. Din motivele pe care noi acum le discutăm, da, din păcate. Deci să înțeleg că pe timpuri era mult mai calitativă viața. Și calitativă viața, și poate erau alți flageli ca stresurile continue care persoane nu ajungeau să trăiască până a face un cancer. Ei, nu, aici... Trăiau mai puțin. Bunielul și străbunica mea au murit la peste 90 de ani. Poate fi, dar nu sunt toți așa. Sunt acum efectuate studii de noi împreună cu nemții și cu persoanele din Sankt Petersburg care au demonstrat în cazul cancerului pulmonar. Sunt persoane care fumează la 6 ani până la 76 de ani și nu fac cancer pulmonar. Întrebarea de ce? De ce? La dânși sunt anumite coduri genetice, genul GSTM1+, adică cu o prevalență a funcționării care dă o anumită protecție față de cancer în cazul utilizării fumatului. Dar această protecție este numai a lor, nu a altora. Și aici este prejur, un detaliu pe care noi probabil nu toți îl cunoaștem. De ce spun chiar că, iată, au fumat bunii, străbunii, au fumat și au fost bine. Nu este chiar așa. Ei au avut șansa de a supraviețui, având o anumită protecție genetică, pe când noi nu o avem. Am înțeles. Alimentație, pesticide, mai departe, ce favorizează încă? Aerul, poluarea aerului? Poluarea aerului cu diferite hidrocarburi care sunt cu gaze de eșapament, tot poate să ducă la creșterea cancerului de diferit ordin, nu numai decât cancerul pulmonar, dar și alte variante ale cancerului. Lucru cu anumite substanțe, fie cu aceeași rezină. Cauciuc. Uh-huh. Lucru cu cauciuc, lucru cu nitrozaminile, lucru cu radiație ionizantă, tot poate să ducă la creșterea diferitor forme de cancere. Am înțeles. Lucru la construcții, care poate să ducă cu arsenium, cu silicium, uh-huh, tot poate să ducă la creșterea diferitor forme de cancer, atât pulmonar, cât și a vezicii urinare, cât și a renale, cât și a altor forme de cancer. Așa, ceea ce ține de gazele de eșapament, se înțeleg că exact ca în țările europene, probabil dumneavoastră aveți colegii, ar fi trebuit înăsprită utilizarea mașinilor deja cu un termen foarte înalt de uzură, corect? Ca să nu fie... Eu nu pot să spun dacă mașina a fost cu un termen înalt de uzură, sau mai puține gaze de eșapament. Nu. Și cu material de construcție, la fel. Calitatea acestora aduce, dacă este nefastă, are mai multe substanțe de acestea nocive, să înțeleg, dacă, da? Sunt anumite substanțe nocive care pot fi în aceleași construcții utilizate, dar nu sunt numai substanțe. Aceeași pulbere care pur și simplu persoana care lucrează poate să
inspire, tot poate să ducă la excitare mecanică a epiteliului bronșic cu formarea ulterioară a proceselor canceroase. Și acum îmi imaginez de câte ori moldoveanul face reparație odată la 3-4 ani, da? La noi așa tot e la modă. Și asta tot este un factor predispozant către dezvoltarea ulterioară a cancerului. Deci a făcut odată reparație peste 15 ani să ne umplem casa cu substanțe de astea, dar nouă ne place în fiecare an să ne împrospătăm. Cred că ar fi bine de făcut o reparație calitativă. Ecologică, da? Cu var, da? Să trecem la var. Eu tot ceea ce ați spus dumneavoastră, dacă vorbim acum în termeni destul de serioși, este îngrozitor, pentru că în jurul nostru sunt numai factori de risc. Asta este. Asta e viața în care noi trăim. Și cum trebuie să ne protejăm? Și acum o să vină întrebările mele către doamna psiholog, doamna Calancea, în cazul în care nu este și un aspect după ce am depistat o diagnoză, da? Iată, am avut ziua cea neagră când ni s-a spus că avem una sau alta diagnoză de cancer. Psihologic ne putem ajuta sau nu? În primul rând, la noi este așa că populația, la primul moment când îi se spune, deci ei intră în fază de negare, că nu este corect, nu poate fi. Deci asta e cea mai mare problemă. Și cu cât mai mult durează faza de negare, cu atât boala avansează. Deci, și situațiile de stres pe parcurs, deci încă mai tare îngreunează viața pacientului. Și atunci ei ajung la medic deja la următoarea etapă de tratament, dar uneori este destul de târziu. Deci, fiindcă situațiile de stres care apar pe parcurs, inclusiv că a pornit să facă aceeași reparație de care spuneați și n-a avut cu ce să o termine. Deci, se stresează în plus. Nu de ajuns că are factorii ăștia care deci, plus deja la tot ce am discutat aici cu domnul doctor, mai este și stresul. Deci, numai decât. Deci, fiindcă stresul ce face? Stresul, deci, o situație de stres se înrăutățește, deci înrăutățește viața persoanei și scade imunitatea, ceea ce... Domnul doctor, nu sunt de voie să mint, că acolo este imunitatea scăzută, deci la cei care se îmbolnăvesc. Și atunci o situație stresantă, deci cu cât este un nivel mai înalt de stres, cu atât pacientul, acel flagel pe care îl are de diferite maladii de cancer, flagelul înflorește, să zicem așa. Vreți să doamna psiholog are dreptate aici în privința aceasta, deoarece orice patologie oncologică nu apare din senin. Trebuie să fie o boală în baza căreia se dezvoltă. Dacă luăm cancerul pulmonar, ori pneumonie repetată, ori bronșită cronică care se repetă și continuu durează. Nu este să apară, am fost sănătos și a apărut. Nu este așa. Nu există. Și acum trecem la patologiile, da, la tipurile de cancer. Vreau să... În Republica Moldova, care sunt mai des întâlnite? Ce fel de tipuri de cancer? Cancerul colorectal, cancerul glandei mamare, la moment cancerul pielii și cancerul pulmonar sunt cel mai des întâlnite. Da, dar ce se întâmplă cu tumorile maligne care tot la fel sunt des întâlnite? Nu? Nu este o incidență a tumorilor? Despre vorbesc de... Orice tumori sunt acum în incidență de creștere. Însă am spus că acum, conform datelor statistice ale Institutului Oncologic, sunt cel mai des întâlnit, primele patru le-am numit. Așa. Dar mai sunt cancerul pancreatic. Da, este și cancerul ficatul, și cancerul gastric, și cancerul pancreatic. Și cancerul regiunii. Ovarelor la femei. Organelor genitale feminine, ovarelor și a uterului sunt în creștere și acestea. Și dacă vorbim despre cele care au un mai mare număr de îmbolnăviri, iarăși, la ce vârste le vedeți dumneavoastră acum mai des întâlnite și dacă bărbați, femei, putem face diferența și copii? La copii sunt patologiile oncologice preponderente născute care sunt ereditare. Ele, acestea sunt, de obicei se mențin la aceleși cifre, sunt în puțină creștere. Aceste patologii oncologice la copii. La maturi. Nu țin de acești factori care ne-ați spus, alimentație. Am spus factorul de risc, condiție familială, adică familia canceroasă. Asta e una din condiții, tot este. Dar poate să fie într-o familie sănătoasă un copil cu la vârstă precoce, la vârstă... Sunt descrise așa situații, dar nu înseamnă că ele trebuie să fie. Am înțeles. Și ce se întâmplă cu copiii? Trec mai ușor, trec mai complicat sau iarăși depinde la ce perioadă, la ce grad? Depinde la ce grad și de obicei patologia oncologică la copii este foarte agresivă. Pentru că este organismul mai slăbit, mai puțin adaptat la viață. Nu toate sistemele organismului sunt în stare de normă, care noi o știm. Și sunt anumite elemente cum
a fost menționat anterior, de imunitate, care sunt diferite decât la cei vârstnici. Și nu întotdeauna dau la distrugerea completă a celulelor noi formate canceroase. Înțeles. De exemplu, iată, eu am citit că tumorile maligne afectează la bărbați la noi în Republica Moldovei plămânii, intestinul, capul și gâtul, iar la femei sunt expuse cancerului glandele mamare. De ce așa diferență, dacă am vorbit de factorii de risc aceștia care... Afară de factorii de risc menționați, mai sunt și elementele care sunt legate de homeostaza organismului, care sunt dereglate. Bărbați fiind, cum s-a menționat anterior, decât în situație de stres, mai repede o să iei, să utilizezi atât alcoolul cât și fumatul. Sunt și femei care utilizează, dar nu atât de des comparativ cu bărbații. Respectiv, factorii care sunt cauzatori de inițiere procesul oncologic sunt mai des utilizați de către bărbați decât de către doamne. Mai este încă un factor de risc care tot depinde de homeostaza organismului, cei care au un abuz de masă corporală, tot pot să ducă la predispunere către anumite tipuri de cancer, majoritatea lor. Și vreau să revin la doamna Veronica Calancea și să discutăm despre acele istorii de succes a oamenilor care au reușit să iasă din cancer miraculos, în care medicii nici nu prognozau că ar fi putut să scape de... Asta vreau să ne confirmați din punct de vedere a influenței proprii psihologice, a stării de schimbare totală a mediului în care trăim, a atitudinii față de sine. Putem să influențăm? Există așa o luptă interioară cu această maladie? Lupta interioară există, numai că, da, se vorbește despre acele vindecări miraculoase. Uh-huh. Că de multe ori se determină că totuși nu a fost chiar așa boala de gravă și s-a vindecat. Că fiindcă totuși vorbim de medicină și nu vorbim de piața centrală, deci să fim așa siguri pe ceea ce spunem. Deci există momentul când se pune un diagnostic sub un semn de întrebare. Și dacă persoana, deci într-adevăr, deci merge toate controlele posibile, deci la medici, și se determină până la urmă totuși nu a fost, spunem, gradul 4 a cancerului cutare, atunci deci este altceva și în momentul când își prelucrează inclusiv acele gânduri negative, își schimbă modul de viață, își schimbă deci stările ce sunt în familie, începe o prelucrare totală a stării familiare și paralel se determină că nu a fost un cancer gradul 4, atunci desigur că viața și e alt curs. Și este influența și din familie, că dacă în familie persoanele au un mod de viață mai sănătos, deci au un mod de viață inclusiv mai pozitivist, asta tot este un plus foarte mare și un moment care ne păzește de niște stări, iarăși de niște stări grave și, cum am zis, deci nu ne permite chiar să scadă starea noastră imunitară, deci jos, ca să ne îmbolnăvim pe parcurs, deci să nu înflorească acel mugure, da, care îl avem de cancer. Și cândva s-a determinat, deci prin anii 80 s-a spus că din punct de vedere psihologic sunt predispuși mai mult la diferite cancere, deci persoanele cu un temperament melancolic, adică un temperament care sunt mai depresivi. De ce? Și dacă temperamentul este, din punct de vedere medical, este... Temperamentul este înnăscut, deci noi le avem astea patru tipuri. Tipuri, deci da, care exact sunt înnăscute. Și dacă persoana este înnăscut cu un temperament melancolic și anumite momente chiar nu le observă sau vede anumite senzații corporale, dar las că o să treacă, o să mai facă ceva, o să bea niște ceișoare, niște apă, o să mai folosească niște ierburi și o să treacă. Deci niște comprese, deci se lasă în voia soartei, atunci deja se determină pe baza și inclusiv melancoliei sale și neatenției personale și înflorește deci cel cancer, cum spunea domnul doctor, deci fiindcă el este. Și undeva, în teorie, este scris că noi toți avem aceste celule canceroase, dar nu toți îl facem. Revin la dumneavoastră ca să vă întreb, în Republica Moldova există la nivelul de tratament a cancerului tot ce este necesar și de ce atât de deseori la diferite tipuri de cancer oamenii totuși încearcă să plece peste hotare? Deci oamenii, noi avem în majoritate totul ce este necesar pentru tratament, avem intervenții chirurgicale care se fac în țară,
sunt specialiștii care le fac, au făcut studii nu numai decât în Moldova, dar au făcut și în Rusia, și în Germania, și în alte țări. Nu au făcut numai pe loc în țara noastră. Și în România sunt care au făcut. Deci nu este un studiu bazat numai pe studiile care în Moldova, dar s-au văzut și se face și în alte părți. Se știe cum este tactica și singuri participăm la conferințe internaționale și vedem cum este asta. Nu este numai legat strict numai de Republica Moldova. Un aspect. Da. Din punct de vedere a administrării asta, tratamentul chirurgical, tratamentul radio și chimioterapic se face la nivel mondial în Republica Moldova, după cât eu știu. După normele internaționale. Da, da. Conform schemelor internaționale. Și la ce etapă, la ce grad se începe intervenția deja a acestor norme pe care dumneavoastră spuneți? Cât de des se ajunge la aceste și dacă mai aveți alternative? Nu există? Se face tot conform normelor internaționale. Uh-huh. Facem studiile și investigațiile și tratamentul pacienților. Peste hotare mai sunt și alte tratamente de alternativă care nu ajung la aceste chimioterapii și intervenții chirurgicale. Tratamente de alternativă, numiți-le, vă rog, aș vrea să le știu. Care să dea efect bun, să fie finalizat efectul și să spui, da, acesta este un tratament care științific a fost demonstrat că el are efect. Arătați-mi, rog. Deci, din punct de vedere științific, nu putem spune că sunt tratamente care ar scoate aceste celule cancerogene. Eu nu pot să spun, nu am văzut așa studii. Da, dacă, bine, putem să spunem că toată lumea știe, sunt niște rețete și remedii naturiste care se spune că, inclusiv și acea lămâie fiartă și băută după nu știu ce, iată, vreau să ajung la aceste aspecte care, unii oameni țin morțiși că ele sunt benefice pentru organism, chiar dacă avem gradul întâi, să zicem, sau o diagnoză foarte devreme pusă pentru pacient. Ne-a sunteți împotriva acestor remedii naturiste. Eu vă spun în felul următor. Vă rog mult, stimați compatrioți, adresați-vă direct la medici și faceți tratamentul adecvat a oricăror patologii care sunt, fie oncologice, fie neoncologice. Că efectuând tratamentul patologiilor neoncologice, faci și o profilaxie a problemelor oncologice. Niciun cancer nu se dezvoltă din senin. El se dezvoltă pe o anumită patologie care este în organismul uman deja. Trebuie să fie ca să fie un fondal pe care să dezvolte cancerul. Adresați-vă la medici pentru a face tratamentul corect și a fi direcționați pentru investigațiile și tratamentul ulterior în caz de necesitate. Așa. Trecem la profilaxie și la metodele de prevenire. Cu ce ar trebui să fie ca o regulă pentru fiecare om, fiecare an să facă sau să ce analize să treacă ca să poată să prevină și să-și țină sub control sănătatea? Analize stricte care ar spune dezvoltarea cancerului 100% la moment nu sunt. Fiecare cancer trebuie să fie investigat în direcția sa. De exemplu, femeile care sunt, trebuie să treacă controlul atât la mamolog sau la ginecolog la locul de trai. Asta se face odată la jumătate de an, asta este obligatoriu. Deci, odată la jumătate de an, orice femeie trebuie să meargă să-și verifice starea organelor genitale și totodată și glandele mamare, aparțin către sistemul urogenital. Așa. Ceea ce cred că acum, după ce s-a discutat deja atâția ani, ar fi bine să fie ca o regulă. Am înțeles mai departe? În cazul familiilor în care sunt anumite procese canceroase. Este obligatoriu de a se adresa și de a ști care sunt problemele în familie. Dacă este cancerul gastric, adresarea la gastrolog și efectuarea gastroscopiei chiar și din inițiativă proprie, pentru a depista acest flagel la timp. În cazul familiilor în care s-au depistat cancere pulmonare, e dorit de a efectua examenul radiologic, dar nu simplu, de dorit computer tomografic cu contrast, de a avea deodată informație precisă. Aceasta ar fi bine de efectuat la persoanele care sunt după 40 de ani, îndeosebi și cei care fumează. Ar fi tot foarte bine pentru a face cei care fumează, pentru a face o depistare precoce a proceselor care pot fi canceroase în regiunea plămânului, pentru a fi depistate cât mai precoce.
Așa. Cu adresare ulterioară la medic. În cazul cancerului colorectal, efectuarea și participarea la screening-uri nu a refuzat, care sunt de acum finalizate și se efectuează pe tot teritoriul Republicii Moldova. Și în cazul indicării colonoscopiei, nu a fugit de această procedură, dar a face pentru depistarea procesului oncologic la timp. În diferite canceri sunt diferite modalități de a fi efectuate studiile care sunt preconizate și sunt fixate de către protocoale naționale, care trebuie să fie îndeplinite. Așa, și dacă revenim la factorii de risc și punem așa cap în cap, la fumat am înțeles, la băut alcool e clar pentru unii, pentru alții, la alimentația sănătoasă. Ce trebuie să facă omul ca să poată să prevină acest factor de risc? Alimentația sănătoasă, în ce constă regulile de bază? Regulile de bază, a utiliza mai multe plante, în utilizarea aceleași fructe, legume, utilizarea cărnilor preparate corect, nu incorrect, alimentația să fie efectuată în regim adecvat, nu efectuată că vreau mai mult de ce sau mai mult de ce, dar conform anumitor reguli pentru a respecta situația hormonală a întregului organism. Mai des și mai puțin este o regulă la fel admisibilă? S-ar putea, dar de respectat numărul de alimentații pe zi este corect. Așa. Fiecare persoană ar fi bine cu medicul să corejeze aceste probleme. Sunt persoane care au atât probleme a pancreasului, cât sunt probleme și a stomacului, cât sunt alte probleme ale intestinilor. Trebuie să fie dieta respectivă respectată pentru a face un fel de profilaxie a cancerului care poate să dezvolte pe fundalul acestor patologii. Asta nu se poate spune ca oamenii absolut sănătoși a spune că este greu. Fiecare trebuie să respecte indicația efectuată de către medic care știe bine problema pacientului în cauză. Și dacă vorbim despre aer și pesticide, aici nu este voia noastră sau puterea noastră? Nu, întotdeauna este puterea noastră. Puterea noastră. Și aceeași radiere solară, care vrem, noi primim o doză de radiație de la soare. Ar fi bine mai puțin la soare, dar nu întotdeauna poți convingi, mai ales persoane. Și atunci care ce facem cu avalanșa asta de plecări în perioada de vară la mare și deja este anul împrejur, merg. Cât timp trebuie să fim foarte stricți, da? La cât timp stăm sub soare și cât de ar mult? Ar fi bine în orele solare care sunt de maximă iradiere solară, de la 11 până la 5, nu de a fi pe plajă. Ar fi bine. Pentru că atunci se primește o doză mai mare de radiație X și radiație gamma care vine la soare pe noi. Este unul din factorii importanți? Este unul din iradierea solară. N-aș spune că aceasta este iradierea solară. Este gamma radiației care vine de la soare la noi. Vrem, nu vrem, gamma radiației a fost demonstrată în cazul bombelor atomice aruncate în Japonia, care au demonstrat creștere vertiginoasă a cancerului. Nu trebuie. Dar noi, din cauza Ucrainei, dacă tot atingem acest subiect, nu s-a observat din punct de vedere... La noi a fost o creștere a cancerului glandei tiroide și a altor canceri pe parcursul anilor. A fost din cauza exploziei care a fost în Ucraina, de la Cernobâl. Deci noi am fost afectați ca teritoriu apropiat acestui stat. În anii care au fost după 10-15 ani, a fost o creștere atât a cancerului glandei tiroide, cât și a cancerilor glandei mamare, cât și a cancerului pulmonare. A fost o creștere. Dar nu pot să spun că este strict legat de către Cernobâl. Dar a fost. Acum s-au mai nivelat statisticile ce ține de această... Noi suntem în permanentă creștere în... Nu, ce ține de Ucraina, de această explozie. Dar nu pot să spun. O perioadă de dezvoltare a cancerului, de la celulă inițiată până la dezvoltarea procesului oncologic, poate să dureze de la 10 până la 15-20 de ani. Atât de mult? Da, din păcate atât de mult. De ce și am spus că majoritatea proceselor care sunt cronice în organism poate să favorizeze o dezvoltare a cancerului. De ce nu ajungem la bolile cronice? Ne străduim să tratăm și să le limităm dezvoltarea lor. Dezvoltarea lor. Deci dacă avem bolile cu aparatul respirator, nu ajungem până la etapa când deja nu mai E foarte complicat să tratez. E foarte complicat, da. Și exact același lucru probabil și la sistemul digestiv. Și la sistemul digestiv, și la sistemul urinar, și la sistemul aparatului locomotor, adică și la mâini și la picioare, dacă apar ceva anumite, tot mai bine să vă adresați la medic la timp. Nu așteptați.
Am înțeles. Doamna Călancea, oamenii de ce nu conștientizează aceste elemente? Ține de starea de încredere din interior a fiecărui om că să nu meargă. Pe timpuri era o cultură a îngrijirii corpului. Acum ce se întâmplă? De ce oamenii nu își îngrijesc sănătatea? Oamenii nu își îngrijesc sănătatea din cauza că aleargă după acele surplusuri materiale și uită și de corp și de cel spirit și de partea spirituală. Deci sărăcia este factorul acum care... Deci, am putea spune așa, deci momentul este și altceva, că dimineața, să admitem că omul se scoală dimineața și începe a alerga pentru a dobândi ceva și atunci se întoarce seara acasă și dacă să luăm cei ce sunt de digestiv, marea parte a alimentelor o utilizează seara. Ceea ce este destul de incorrect, deoarece chiar gastrologii spun așa, deci dimineața trebuie să mănânci ca cel sărac, dar seara ca cel bogat. Adică dimineața este masa cea mare și seara doar puțin. Da, la noi, și din multe studii au fost făcute la acest capitol. Și atunci dacă seara se mănâncă mult și de obicei se mănâncă gras și greu, deci tot organismul lucrează din greu pe parcursul nopții, deci se dereglează inclusiv stările de somn, da? Se dereglează inclusiv lucrul diferitor organe și atunci dimineața omul se trezește obosit și este practic sătul și nu mai mănâncă și iarăși se continuă și merge în continuare, absolut, deci cercul ăsta vicios și atunci pe parcurs apar stări iarăși de frică, stări de iritare, dar stările astea vin nu numai din momentul ce se întâmplă în jur, dar și din interior, fiindcă dacă omul nu se simte bine în interior, atunci e clar că este o reacție la ceea ce este în afară. Și iarăși este un cerc vicios, deci toată viața noastră, dacă ne uităm bine, deci este acel cerc vicios dintre care doar cei care se opresc la un moment dat și conștientizează că, uite, mai este nevoie și de trăit, nu doar de existat, atunci se stopează și încep deja un alt cerc care se numește, deci, așa după psihologie, deci cercul pozitiv. Dar până atunci este foarte greu ca să ajungi la conștientizarea acestei stări. Și din momentele este, deci, este când omul conștientizează, deja se poate de început, așa zisul, catarse sau drenare a stărilor negative. Dar omul trebuie să ajungă la asta. Din păcate, la noi merge iarăși pe familie. Deci acel cerc vicios merge pe familie. De la părinți la copii și mai departe din generație în generație. Și cum există familii de canceruși, după cum spunea domnul medic, deci la fel există și la nivel emoțional, deci familii care n-au avut grijă deci, din generație în generație, care spun că două, trei generații n-au mai fost la medic. Și atunci acum, deci la medic n-au fost, nu s-au controlat și la un moment dat când ajung pe ea că eram sănătos tot. Deci nu este. Și după cum spune medicina, deci se formează tot asta pe ani. Deci dacă, imaginați-vă, deci v-ați tăiat la un deget, deci nu-l tratați. Deci ce se întâmplă cu acel deget? În ceva timp, deci se ajunge la o stare grea. Da, se inflamează, asta, asta noi vedem. Dar ce se întâmplă în interior? Deci nu este văzut. Și atunci este ca acel măr, da? Pe din afară este frumos, dar înăuntru? Deci... Dar dacă luăm două aspecte care, după părerea mea, la fel sunt, intră în linia aceea de factori de risc, familiile despărțite la noi în Republica Moldova, oamenii plecați peste hotare, starea aceasta de incertitudine și de lăsare, afectează oamenii? Afectează, în primul rând, momentul deci despărțirii. Că afectează nu doar familia de bază, deci persoanele care s-au despărțit, dar afectează și moștenitori, adică copiii sunt afectați. Fiindcă acei copii nu au legătură sau acel atașament de părinți, nu văd legătura deci, dintre părinți și apoi nu primesc inclusiv acea iubire de care au nevoie, deci ei din start deja cresc cu un nivel de stres major. Care la fel favorizează acestor celule deci, cancerigene. Deci, și pe lângă aceasta, cred că aici putem spune că acești copii nu cresc în familia sănătoasă, unde toate lucrurile acestea care zicem noi de prevenire, alimentație sănătoasă, modul de trai sănătos, activitatea, ei le lipsesc și atunci ei nu știu cum să trăiască corect. Ei nu știu. Deci ei nu pot să trăiască altfel, fiindcă ei n-au văzut un model sănătos de trai în familie și inclusiv un model sănătos de viață sau un model deci, de emoții pozitive. Nu au cum. Emoțiile pozitive ajută foarte mult. Dragostea, iubirea este un element care... Dacă este o înțelegere în familie, atunci toți membrii familiei au grijă unul de celălalt și la o mică schimbare care este la un membru familiei, deci bat alarma. În cazul când fiecare există pentru el și sunt împrăștiați, deci pe toată lumea,
atunci cine are grijă de acel copil? Deci nu mai are grijă. Sau ce, acea femeie care lucrează peste hotare din noapte în noapte pentru a-și întreține copiii acasă, ea mai are timp să se gândească că se simte prost? Deci ele se întorc de peste hotare, se întorc în țară deja cu o situație de cancer, spunem, avansat. Dar ele s-au dus deja cu ceva. Doar că acolo, iarăși, imunitatea a scăzut mai tare, nivelul de stres major, de obicei sunt nopți nedormite, e muncă la negru grea, se întorc înapoi cu un diagnostic care de multe ori deja nu poate să le ajute. Cât n-am încercat, din punct de vedere emoțional, să ajutăm. Deci, dar în aceste situații, statul ar putea să intervină cu niște screening-uri obligatorii, cu niște verificări a populației obligatorii, ca să nu putem, în tot ceea ce discutăm noi aici, că societatea este supusă riscului de a se îmbolnăvi din cauza tuturor momentelor acestea, de care nu țin de om pur, personal, să aibă grijă de sănătatea sa. Aspectele de screening sunt utilizate în Republica Moldova și sunt obligatorii. Atât în cazul cancerului glandei mamare, investigația, atât în cazul cancerului colorectal, sunt și cei care posedă, au șansa, cei care vor să se adreseze în cazul cancerului pulmonar pentru investigația radiologică. Da, este posibil, se face. Deci doar oamenii trebuie să vină, dar așa cum se organizau sau se mai organizează și acum în deplasare echipe de medici, am înțeles că acum în această perioadă chiar au și doamna medici. Catrinici, domnul Gâlcă a vorbit despre faptul că vor ieși medicii în teritoriu și vor face niște analize și niște verificări. Au fost medici, colegi de mei au fost în teritoriu, au lucrat în privința aceasta. Și nu este tot un moment de a preveni mai și a scădea incidența îmbolnăvirilor? Mai des să se facă, să nu se facă. De exemplu, eu astăzi înainte de emisiune cu un doctor în științe am vorbit și mi s-a spus că ar fi bine și voi jurnaliștii să nu discutați doar în februarie, dar să vorbiți și să informați. Poate și lipsa de informare a oamenilor tot este un element care ne lasă să zicem, ei, nu este important. Informarea ar fi mai deas făcută, el are dreptate. Deci noi, toți împreună în societate, trebuie să ne dăm seama că cifrele sunt înspăimântătoare. Acesta nu este numai lucru un singur a medicului. Dacă ar fi numai a medicului, șansa nu sunt. Asta trebuie să fii toți uniți pentru a lupta cu acest flagel. Dacă ați fi lăsat numai pe seama medicului, șansa sunt puțin. Medicii nu au așa de multe pârghii la moment ca să poată și, și nici pârghii și nici forțe. Ce forță poți să ai dacă omul nu vrea să știe și nu este informat? Cum? Doamna Calancea, dar momentul când, de exemplu, totuși, iarăși revin la aspectul că știu cazuri când prietenile mele, când oameni pe care i-am cunoscut la un stadiu depistat de vreme, au reușit prin stările acestea de bine să-și înlungească sau perioada sau să-și îmbunătățească tratamentul. Și alții care au lăsat mâinile jos s-au dus, au plecat în timp record, o lună, două săptămâni. Păi, ce ați spus acum, da, că au prelungit starea, asta este. Deci asta o putem spune la sigur, fiindcă în cazul când se determină o stare oncologică, deci da, persoana dacă prelucrează, deci acele retrăiri, acele furii, acele negări, deci le prelucrează și le trece la un alt nivel, deci în stil pozitiv, da, își prelungește situația, își prelungește viața. Momentul este ca, iarăși, acceptarea ca persoana, deci care i s-a determinat și s-a pus un diagnostic, să o accepte, să accepte acel diagnostic. Deci, și fără acea furie, și fără negare, și fără evitare. Dar mulți dintre pacienți, deci, aud diagnosticul și merg acasă. Ei, gata, au dat mâinile în jos. Deci, și atunci, deci, din cauza asta, deja, spune, ajung în stadiul final. Deci, aici ce spuneți dumneavoastră despre cele tratări miraculoase, spunem, de multe ori sunt doar niște stări de remisie. Adică se prelungește situația, da, persoana se simte bine și se spune așa, deci că e o stare de vindecare, dar undeva, deci în teorie este scris că este ca sabia lui Damocle, deci stă deasupra capului și în momentul când, deci a trecut perioada asta de remisie, deci reapare din nou
și apare deja cu o dublă încărcătură, deci acea maladie. Deci ea nu fuge undeva, ea nu dispare, este, pur și simplu se stopează pentru un timp oarecare, dar și datorită tratamentului care este. Cândva, da, bunei mai spuneau și prin sate mai auzim că au folosit combustibil de la avioane, că au folosit diferite ierburi, diferite flori. Deci e ceva care este la nivel popular și care pentru acel moment, deci el doar se gândește că deci merge acel tratament placebo, că uite, cu gândul că asta folosești și îl ajută. Dar de fapt intră într-o fază de adormire. Da, suntem pe final de emisiune și totuși, domnul Brenneșter, vreau să ne spuneți primele trei lucruri, cele mai importante care trebuie să le facă acum la moment oamenii, pentru că vreau să sonorizez, aproape 50.000 de oameni trăiesc cu diagnosticul de cancer acum. Este o cifră, da, acum, recentă. Ce trebuie să țină cont? Primele trei lucruri, cele mai importante oamenii. Primele lucruri, în primul rând, să se adreseze în caz de orice necesitate la medicul de familie, să nu aștepte, să aibă grijă de sănătate proprie, să se adreseze, nu să aștepte. A doilea moment, să utilizeze alimentația și lipsa utilizării factorilor nocivi. Am vedere fumatul și altor factori nocivi. Și a treilea moment, ar fi bine ca persoana să aibă grijă de sine însuși. Dacă sunt ceva schimbări, numai decât să pună în gardă și pe toți cei din prejurul lui, nu numai despre sine, dar și să-i îndrepte și pe ceilalți. Ca să nu aștepte. Nu numai el să aibă grijă, numai eu am grijă de mine, dar și cei din prejur. Vă rog și voi duceți-vă și aveți grijă. Deci fiecare dintre noi să avem grijă de cel de-aproape. Nu numai de noi personal, dar și să ne uităm la cei din prejur. Dacă este ceva nu în regulă, ar spune mai bine să se adreseze. Da. Promit că organizăm mai des emisiuni și să informăm oamenii la fiecare dintre aceste momente, fiecare detalii pe care le-am discutat astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Sperăm că cifra în curând, așa și cum și-a pus obiectiv Ministerul Sănătății, măcar până în 2025 cu 7% să se micșoreze numărul îmbolnăvirilor. Oricine ești, ai putea de a reduce impactul cancerului asupra ta, asupra oamenilor pe care îi iubești și asupra lumii întregi. E timpul să te angajezi personal în acțiune. Haideți să luptăm împreună pentru a micșora numărul îmbolnăvirilor de cancer. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim în fiecare zi de marți la emisiunea Noi despre Noi.